faci conform fișe de post și poate să fie cu conscriere, îți dă niște bani, dar dezvoltarea personală este minimă, pentru că trebuie să repeți permanent de obicei o rutină pe care ți-a dat. Dacă vrei să dezvolți personal, asta ar fi culmea să mai și plătească cineva că tu vrei să dezvolți personal, iluzare etic. Și atunci multe programe pe open source înseamnă de fapt participarea de dezvoltarea personală și prin dezvoltarea personală o dăruire exterioară și dezvoltarea socială. Bine, organizare cu organizațiile de tip Google, lasă 20% din timp și lasă-ți personal. Și inclusiv încurajează dezvoltarea antreprenorială să te asumi și se merge pe o colaborație. Colaborații numai de tipul... Nu merge la orice produs, că dacă trebuie să faci, știu eu, să vând produsate sau rulmenți, sau trebuie să produc, știu eu, ce derivate ale petrolului, acolo problema e altfel. Dar pentru dezvoltarea mentală, pentru dezvoltarea unor materiale didactice inteligente, de promovare socială a acestor concepte, și pentru dezvoltarea politică. Și pentru dezvoltarea politică. Are o întrebare care vreau să o lansez. Cum putem corela această conversație deschisă pe un calendar deja asumat de un guvern de tehnocrat cu mandat de un an de zile? Adică putem să ne uităm puțin la faptul că ei au spus în program, citeam astăzi, că își propun să creeze un portal de informații prin care să conecteze toate problemele cetățenilor. Iată tocmai ce vorbeam despre lucrul ăsta. Și atunci putem să aducem o contribuție în acest sens? Putem să aducem o contribuție definindu-ne ca un grup de, să zic așa, da, cu abilități transformaționale și să venim cu niște proiecte pentru că apare tot acolo în program. De ce trebuie să te legăm de... De ceva concret imediat. Nu, de ce te legăm deja de... Nu, întrebarea mea e la întrebare. De ce te legăm de contextul ăsta politic când el este permanent? Deci nu trebuie să am nevoie de un guvernac sau poți să ai un capilej. E un factor favorizant. E favorizant, dar nu e esențial din cont. Ne poate de tot ce limită experimentare, pentru că fără să vreau, intrăm și noi în short time. Și nu vreau chestia asta. A, okay. Deci nu este încă faza după care mea de a intra aplicativ imediat. Putem să încercăm. Încă o dată, dar nu în contact cu ei, că dacă mergem în contact cu ei, atunci dintr-o dată trebuie să duci acolo. Că atunci acolo deja ai cu totul o altă abordare. Și poți să-și încurci. Și dușmanul vinerii mai bine, la trei personal. I-am încurcat până am ieșit eu. Că am avut postura la Ministerul Cercetării, la nivel de Consiliu Ministru. 2 ani de zile. Încurci. Îți dai seama că în Consiliu considerau 36 de oameni, 15 din domeniul universitar, 15 din domeniul academic și 6 din domeniul privat. Eu eram în domeniul privat de cercetare. Și 36 de persoane trebuia să aveau ca obiectiv să genereze, cum să spun, politica de filtrare tematică și realizarea programului național, înainte de a începe conceptul de program național. Și a doua, când am fost la prima ședință, eu aveam întâmplător, videoproiectorul meu personal cumpărase pe banii mei, de-abia păruse. Am dat 3.000 și de euro pe videoproiector și m-am dus cu calculatorul, laptopul și cu proiectorul în grupul de lucru ca să le arăt cum am vrut să facem o platformă colaborativă, că mă gândeam așa, suntem 36, ne întâlnim conform legii o dată pe lună și o dată pe lună, dacă fiecare vorbește 10 minute ori 36 de persoane, sunt 36, 36 de minute în care ne apucăm nimic ca să discutăm ce să vorbim. Deci poate, uite, să facem și un mediu de telemuncă, de-asta, de, să ne apucăm de treabă. Păi s-a uitat la mine care la... Ce cauți, domnule, aici? Ce cauți cu chestia asta? Deci e așa de mare distanță, e așa de mare distanță că nu vă imaginați. Dar să știți că e așa de mare distanță între tineretul care vrea să facă și n-a înțeles ce înseamnă în România să o conduci, încât în principiu adevărul la mijloc. Și atunci nu sunteți pregătiți. Eu personal consider că nu sunteți pregătiți să intrați în contact direct cu o problemă executivă de genul ăsta. Ar trebui o perioadă de profit interesant de stat alături, o perioadă de măcar jumătate să vedeți cum se pune problema. Nu înseamnă că nu putem juca un joc de genul ăsta, dar nu cu finalitatea imediată pe guvernul ăsta într-un an de zile să rădice. În prima dată, să-mi pui deadline-ul de genul ăsta, e din punctul de vedere un dubiu dacă chiar vrei să faci ceva sau ai nevoie de un bici. Și nu am nevoie de oameni care au bici decât personal. Cred că exercițiul pe agenda realității... Asta e altceva, dar asta e altceva, asta e altceva, să nu oprește nimeni. Ne maturează, ne dă... Niciodată. Asta n-am nicio problemă. Dar nu la nivelul la care suntem utili lor acum, acolo, ca și consilier, grup de gândire. E plin, știți câte grupuri mă tot, dar hai să înțelegi și câte sunt deja grupuri de gândire cu oameni academici serioși. Tot vreau să fie... Și am fost acolo, am fost acolo la... De curând am oferit și... Și am fost și am oferit, ofertat și... Nu o cine, și un nume...
Nu vă așteptați la chestia asta, dar nu înseamnă că nu facem exercițiu. Dacă să facem exercițiu, el trebuie configurat, coerent, ca temă de lucru, de către unul sau doi care își preiau asta, nu așteptați să vină centru, că nu vă face chestia asta. Centrul MyCard-ul este platforma care vă creează, aveți nevoie de informații, ridicați, am nevoie de informația Georgetown University. Cum face la Georgetown University problema legată de pregătirea copresității pentru factorul politic? Că, începând de 2004, toată Casa Albă e antrenată oficial din complexitate. Iau cursul de complexitate, tot din conducerea Casei Albe. Când se poate altfel, nu poți să conduci socialul fără cunoștințele alea. Da, exercițiul ar trebui să meargă în așa fel încât să meargă ca și cum ar trebui să dăm o soluție sigur, în orice moment. În timp real. Văd că aveți mare energie de a face în timp real. Vă rog frumos să o faceți, că de vorbit e ușor. Faceți-o. Cine se asumă și cine îi dă drumul, că eu nu văd niciodată chestia asta. Totul că vreau în timp real să rezolvăm problemele de lucruri naționale, așa departe, și nu faci exerciții măcar să ne schimbăm între noi trei. Deci toată lumea înțelege în fractal, care e valoarea fractalului, geometrie fractală, de preța de scară, capacitatea să judeci problematica în raport cu scara. Nu degeaba v-am dat eu politica pe scara mea de bloc. Deci funcție de scară sunt cu tot alte probleme. Sunt nivele emergente pe diferite probleme, de exemplu, simbolic. Celulele se organizează la moarte într-o altă nivel, se numește organe. Organele se organizează la nivel, se numește organism. Organismele se organizează într-un lat trofic, într-un ecosistem. Păi, aminte, pe nivelul organismului sunt legați și de elementele care sunt, mă definez, de nivelul subiacent, care înseamnă organe, ca să-mi dea starea de sănătate și să armonizez funcția organismului în raport cu intenționalitatea mea de acțiune și sunt dependent și de nivelul ierarhic superior, că nu pot să fac o celulă. Dar trebuie să cunosc dependențele astea de scară. Că anumite lucruri la cauzalitatea pe palierul ăsta nu se va rezolva niciodată pentru că nu-i pârghi acolo. Pârghi e la altă scară. Dacă nu lucrez multiscală, nu știu ce înseamnă asta. Deci îți facem un mic upgrade ca să fim operaționali. Eu nu știu cum are lumea sentimentul că ăia care ne conduc sunt chiar tâmpiți. Că nu sunt toți tâmpiți, sunt nimic excepțional, trecut. Problema e tâmpită, mult mai sofisticată decât o poate raționa un om. Asta e tragedia. Nu, când te duci acolo, ca jos. Când îți dai seama ce tensiuni și ce cum le cheamă? Constrânge. Nu mai constrânge, șantaje ai. Ce șantaje? De la personal la național. Nu se discută așa, că facem inteligența în mișcare. Că ai de ales, ți tai aia sau nu stai aia? Ce faci? Și tot timpul de asta miște politica, arta compromisului de a face rău cel mai mic. Și niciun caz adevăr și niciun caz idealul. Și atunci pasul următor care e? Din punctul meu de vedere, pasul următor trebuie să nască mintea cuiva care devine lider. Eu sunt un cadru și un mentor pentru partea de complexitate. Nu sunt lider pe tot tema de genul ăsta. Să sperăm că deocamdată se vor strânge suficient de multe întrebări și propuneri până joi. Să dea Dumnezeu, dacă mă rog, mă duc acasă pe și nu mă nasc. Nu mai se întâmplă odată ea, se întâmplă odată chestia asta. Să nu doarme cineva din sala asta, dacă nu găsește o soluție, cum ne-ai lăsat nimeni grupul ăsta. Vreau să văd unul care nu doarme. Că m-am meditat de domnul Șor după o chestie. Mamă, ce mișto a fost, mă doar, interesant, mi-am gândit și gata. Ce tip de bombă avem de voi? Ce? De când după aia suntem teroriști. Face că mobilizarea, că vă spun din experiență, ca să aibă putere pe scară lungă, am văzut prima dată geometria fractală, Hausdorff, în 82. Noi suntem acum, după de câți ani? În 82 până în 2015. Cred că s-a propagat foarte serios din 35 de ani, 40 de ani, în chestia asta, nu. Deci, difuzia socială de transformări structurale, mentale, nu se face ușor. Mai ales că în școala, când imprimă aceleași coli și mă duc la Politehnică și văd în continuare lecții făcute de mine în 71, refăcute practic în același mod, în același fel și de nici măcar de profesor, că n-are timp și pune, au fost situații dramatice în care femeia de servici preda, înțelegeți? La Politehnica Bureșteană, ca să cred că sunt acolo. Femeia de servici ajunsese lectora care de fapt ține ore de laborator. Da? S-a și scris la un moment dat. Și crezi că s-a rezolvat ceva? Nu. Secretara a ajuns, practic, profesor universitar, actor de curs, doctor și profesor universitar. A scris în ziare. Crezi că mai e? E acolo.
Despre ce vorbim aici? Accident. Toate astea formează... Noi am avut pornostaruri în Parlament. Hai, deci automat, noi trebuie să ne desprindem de aceste probleme, să avem energie personală suficientă, să luăm creion în mână și să facem niște investigații, dacă am auzit de geopolitică prin prisma complexității, să dăm acolo pe Google să vedem ce-o fi aia, să începem să adunăm și dacă ne trezește ceva, din interior. Dacă nu, că trebuie, nu trebuie să spună cineva în ziua de azi, facem etapa întâi, a doua, a treia, nu se copii. Căutăm pe ăla care are energie în el. Care asta nu mai doarme până nu o face. Aia e liderul real, restul sunt executivi. Eu nu am nevoie de un director executiv de proiect. Că asta înseamnă, de fapt, sunteți la finanțare, înseamnă de o resursă umană stabilizată, că atunci nu poți să faci bine un contract fraudulos, dacă tu îți imaginezi că o să faci ceva, că n-ai nici oameni, n-ai nici bani, nici vrei să faci ceva. Păi nu am nevoie de director executiv care transpune o idee. Am nevoie de ăla care e sănoță. Hai să vedem ce avem. Și pe cine discuția de asta a spărdit suficient, că vă spun, avem 90% pe, ne stă pe limba. Nu trebuie decât să vină cineva să facă așa. Dar cineva trebuie să vină să facă așa. Să își permită să piardă timp pe internet câteva săptămâni, scriind unora în rețea, am văzut asta, să primească băbârnacele, că așa la început nu contează, nu contează. Și asumat misiunea respectivă, ingrată misiunea de cine trebuie să stai, ce vrea el, cine merge, ce valoare are, cine e în spatele lui, ce vrea să facă, dacă avem atâtea preconcepte care trebuie să facă cineva dacă și inițiativa este, de fapt, în gura lumii. Dar nu-i cazul noi, că cealaltă dintre noi nu cred că am fi în gura lumii. Deci, vă mulțumim pentru prezență. Politica e grea. Avem în față o perioadă foarte grea. Problema noastră, care am încercat să o transmit pe toate canalele, este nu rezolvarea problemei, ci asigurarea stabilității emoționale a grupelor mari. Stabilitatea emoțională e pericol. Stabilitatea emoțională este depresia se instalează din cauza incapacității de viziune a unei soluții. Incapacitatea de mișcare, lumea este speriată. Și asta, dacă am putea să găsim un mod de a ajuta omul să fie stabil emoțional, deja un lucru extraordinar. Nu ține de soluții, măcar să-i arătăm că trebuie să înceapă să caute soluții. Măcar să facem pentru viață să înceapă să gândească el. Să facă primul exercițiu de gândire personală. Genoflexiuni. Da. Asta a zis, mind building. Cu prima gestiune de genoflexiune mentală pe propriul spațiu de cultural existent. De a lui. Chiar dacă descoperă apa caldă, minunat, descoperă America, minunat, dar e America lui. Mare lucru să descoperă America, dar să înțelegi ce e derivată. Să iluminezi toată ce a putea, dar asta era derivată, extraordinar. Uite, nu te lucru pe soapic. Nu te lucru pe cap, și frumoasă și simplă. Nu? Mulțumim și vă așteptăm lunea viitoare cu o temă sau alta. Vă vedea!